Asociația Alex Radu și Autismul a marcat sub genericul Dincolo de Dizabilități Ziua Mondială de Conștientizare a Autismului. În Parcul Botanic din Timișoara, cei prezenți au putut lua parte la ateliere și activități senzoriale. Au fost prezentate și metode de recuperare pentru cei diagnosticați cu autism, iar atracțiile principale pentru copii au fost atelierul de face painting și cel de caricaturi. Evenimentul a fost unul caritabil dedicat lui Alex, Radu, Lucas și Oli în drumul lor spre recuperare. Pe noi ne pot ajuta redirecționând formularul 230. Fiecare are beneficiar are câte un link. Se găsesc la mine pe pagină, într-una din postări. Cred că sunt toți acolo. Se pot face donații în conturi. Dacă nu știu, tot așa fiecare are contul lui și aleg pe cine să susțin. Dacă au firme sau cunosc firme, pot să redirecționeze până la 20% din impozitul pe profit, cred, nu mai știu exact ce s-a schimbat acum. Pentru asta se face contract de sponsorizare pe care îl semnez și îl parafez eu. Tot la fel, fiecare copil e cu contul lui, cu coșulețul lui, ca să nu existe probleme. La eveniment a fost prezentă și Denisa, mama lui Lucas, un băiețel de doar 2 ani și jumătate, diagnosticat cu autism. În primul rând ne-am unit aici pentru că este Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului și pentru că Georgiana, președintele ONG-ului, în care suntem și noi, împlinește 10 ani de la înființarea ONG-ului. Cum arată astfel de evenimente pentru tine? Vezi speranță în ele? Vezi comunitatea că se implică? Totul merge spre bine? Da, este... Este foarte frumos să vezi oameni care se adună și luptă pentru același scop. Copiii cu autism fac și ei parte din societate, iar sensei Laurențiu Jurcă a creat un cadru special pentru ei. Păi, în primul rând, depinde cum îi privim. Pentru mine sunt copii complet normali și atunci dacă îi tratez ca niște copii normali, ei sunt normali și vor face lucruri absolut normale. Dacă îi privești ca pe niște copii care au anumite dizabilități, atunci îți va fi foarte greu, în primul rând, să îi faci să treacă peste această ștampilă. Din păcate, societatea noastră românească încă nu prea este pregătită pentru a înțelege că și acești copii au nevoie să fie tratați normal. Ziua Mondială de Conștientizare a Autismului este marcată anual la data de 2 aprilie.